De acum, locuitorii zonei Reghin mai au la dispoziție un loc de cumpărături pentru ceea ce înseamnă vestimentația, dotarea bucătăriei și decorațiuni pentru casă. Joi s-a deschis cel de-al 26-lea magazin românesc al unui lanț internațional de shopping center, cu o varietate mare de produse pentru toate vârstele, la prețuri accesibile. Este prima zi în care am deschis magazinul și suntem foarte bucuroși că avem foarte mulți clienți. Este chiar ok, ne pare bine că lumea vrea și este interesată să cunoască magazinul nostru. Avem o gamă mare de produse, atât îmbrăcăminte, cât și lenjerie intimă pentru femei, bărbați, tineret și copii, cât și produse de uz casnic. Avem un lanț de magazine de peste 300 la număr. Reghinul este al 26-lea magazin deschis în țară. Dorim ca până la sfârșitul anului să avem până în 30 de magazine. Noul magazin a deschis parcă și pofta reghinenilor pentru cumpărături, mai ales că se apropie luna cadourilor și sărbătorile de iarnă. Atrași de varietate, culoare și textile din cele mai variate, clienții au petrecut minute în șir pentru a studia marfa. Avem revista pe care o promovăm o dată la două săptămâni, unde găsiți toate ofertele noastre, unde ne și promovăm sloganul nostru ieftin și la modă pentru întreaga familie. Avem și diferite campanii. Este unul dintre cei mai mari discounteri din Polonia, Slovacia și Cehia. Magazinul pune la dispoziția clienților și o platformă virtuală, un magazin pe internet unde se află ofertele de produse și sunt ținuți la curent cu noutățile.